Știți că asigurarea locuinței a devenit obligatorie. Aveți asigurare? Da. De ce credeți că este important să ne asigurăm locuința? Păi, dar știu omul ce ar păți dinainte s-ar păzi. Cam asta se întâmplă în clipa asta. Nu se știe. Se poate întâmpla absolut orice. E bine să te pui la adăpost, să te ferești. Păi, pentru că trebuie să facem. Știu că au spus că e obligatoriu și, în al doilea rând, eu știu, sunt bătrână și să fiu asigurată, pentru că am și gaze. Să fim siguri că în caz de cutremuri, incendiu, calamități, primim o sumă de spăgubire pentru participarea asta de 10 euro. Teama de cutremuri a determinat pe tot mai mulți români să-și asigure casele și bunurile. Numărul asigurărilor obligatorii a crescut în luna octombrie cu 25%, ajungând la peste 530.000 de polițe de asigurare încheiate. Deși la prima vedere numărul de polițe încheiate de oameni pare mare, statistica arată că 94% din totalul locuințelor din România nu au asigurare obligatorie. Inundațiile din ultimii ani din România, cutremurile neașteptate din România, plus multe alte riscuri neprevăzute, incendii, explozii. Asigurarea obligatorie acoperă trei riscuri, pentru cutremur, pentru inundații și pentru alunecări de teren, iar prețul anual variază între 10 și 20 de euro, în funcție de materialele din care este construită locuința. Giurgiuvenii sunt interesați însă într-un procent foarte mic. De la începutul anului la Agenția Giurgiu s-au încheiat un număr de 500 de polițe de asigurare pentru locuințe. Este un număr foarte mic în proporție cu numărul locuințelor din Giurgiu. Tocmai din acest motiv, oamenii nu sunt conștienți, considerăm noi că nu sunt conștienți de importanța unei asigurări. Pentru asigurare facultativă, oamenii vor plăti ceva bani în plus în funcție de anul construcției locuinței și suma asigurată. Datele instituției care centralizează polițele obligatorii ale locuințelor arată că România a încheiat luna trecută peste 107.000 de asigurări. Din totalul celor 8,4 milioane de locuințe, doar 6% au asigurare obligatorie și puțin peste 40% au polițe facultative.